5 etape, spuneam înainte să se tragă acea linie, deocamdată matematic în play-off, înainte de startul acestei etape erau doar FCSB și CFR, nici măcar Universitatea Craiova nu și-a asigurat matematic prezența în prima parte a ierarhiei, mai are nevoie de un singur punct și apoi rămân în joc, la cum arată lucrurile, aceste poziții 4, 5 și 6 ocupate în ordine de Șep și Botoșan și Clinceni, sunt 5 puncte respectiv 7 de recuperat din perspectiva UTEI. Matematic și Gaz Metan mai poate ajunge acolo, dar acum iată ce gol! 1-0 pentru UTA Antal, înscrie după o neînțelegere în defensivă. Este o lipsă de comunicare incredibilă acolo între Buzbuc și Bacio. Secunda 47. Este, cred, cel mai rapid gol din Liga 1 marcat în acest sezon. Nu este Bacio, ci cel care intervine este Velisar, care practic oferă această pasă de gol. O neînțelegere și Buzbuc, nu știu dacă a anunțat că vine, însă Velisar ia mingea din mâini propriului portar și oferă lui Liviu Antal un gol de oportunist pentru jucătorul UTEI și iată meci care începe practic de la 0-1. Peteleu reușește să țină mingea în teren, recuperarea lui Alseus foarte sus de Aconu, pasa din prima, combinație frumoasă a medieșenilor, Santos cu latul, însă a fost o suită de pase impresionante a celor de la Gaz Metan, cu pase foarte rapide din prima, reacție bună a gazului. Isaac. Peteleu încearcă direct către Roger, Ricardo Valente. Început așadar perfect pentru UTA, însă Gaz Metan cu siguranță își va crea ocazii importante în această partidă. Iată pătrunderea lui Nițu, se cam încurcă la drept.